Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Deficit, inflație, dobânzi sunt cuvintele cheie care dau fior românilor și lumii întregi. După anii de pandemie, am sărit la drama războiului. Ce rău mai urmează? Pentru a desăvârși coliva socială se va depune și un strat de criză alimentară? Cum poate guvernul să împace și gaura bugetară și subvențiile la carbunat și investițiile și creșterea nivelului de trai? Răspunde politicianul care la începutul anilor 90 a condus România pe drumul abrupt de la economie planificată la liberalizare. Același politician a refuzat frâiere guvernului când, în 2008, criza financiară începea să semnalizeze de peste ocean. Ce ar face azi, ne răspunde fostul premier Teodor Stolojan. Cine va ieși câștigător din guvernarea PSD-PNL și cum va arăta lupta pentru alegerile prezidențiale? Aflăm imediat toate răspunsurile. Începem. Domnule Stolojan, bine ați venit la Insider Politic. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Cum vedeți, din postura de economist în primul rând, intervenția statului în economie? Și aici vorbesc concret despre această subvenție pe care o acordă guvernul la carburant. Bun, eu n-aș fi acordat-o deloc, dacă mă întrebați. Deloc. De ce vă spun? Iată, acum a scăzut prețul barilului de petrol. În mod normal ar trebui să vedem o scădere la pompă, nu? Dar nu o vedem. Dar nu o vedem pentru că companiile își fac socoteala că, bun, a scăzut, dar va crește din nou și atunci de ce să se mai încurce? Au și acești 50 de bani. Lumea vede că, dom'le, nu mai sunt prețurile, nu mai sunt la 9 lei și ceva, sunt la 8 lei și ceva. Toată lumea pare mulțumită. De fapt, nimeni nu-i mulțumit. Nici companiile, nici consumatorii care cumpără benzină, motorină. Și pe fond economic discutând, sigur, eu pot înțelege din punct de vedere social că guvernul trebuia să facă ceva, să răspundă la nemulțumire, dar dacă analizăm economic problema, atunci ajungem la următoarele concluzii. 1. Nu este vorba de o creștere temporară a prețului la țiței. A fost acum 2 ani, barilul sau butoiul de țiței era 44-45 de dolari și acum este în jur de 100, peste 100. Da? Ori asistăm la o nouă realitate economică. Nu poți să o ignori și nu poți să izolezi România, economia, populația, firmele de această realitate economică nouă. Sigur, poți să iau niște măsuri, nu? O perioadă de timp. Dar poți să le iei la nesfârșit să subvenționezi prețul benzinei? Categoric nu și nici nu-i bine. Chiar dacă aș avea resursele de a subvenționa, pe care nu le am însă, sigur, statul încasează mai mult TVA, mai multe accize, nu știu ce, dar practic nu poți să subvenționezi întreaga economie, întreaga populație. Și nu este bine. De ce? Pentru că din moment ce știm că această creștere a prețurilor la țiței nu este temporară, ci pe o perioadă lungă de timp, atunci trebuie ca economia să se ajusteze la această nouă realitate economică. Ce înseamnă să te ajustezi? Păi, uite-te, dacă te uiți până și când mergi în sate, vezi că oamenii au început să-și pună panouri, da? Pe case. Perfect. Asta e măsura corectă pe care trebuie să o subvenționeze statul din sutele de milioane de euro care le primim, miliarde, de la Uniunea Europeană. Fiecare gospodărie care poate să-și pună panouri fotovoltaice să-i financeze integral această acțiune. Asta e o măsură corectă și corespunde și tendinței generale de a trece la o economie verde. Care reduce, de fapt, consumul de energie. Exact. Am dat un exemplu. Pe de altă parte, politicienii români, foarte mulți, nu generalizez, dar foarte mulți, și o masă mare de cetățeni ai României, ei nu înțeleg realitatea în care se află România. Ei au imaginat și au auzit că România are resurse. Da, avem resurse de cărbune, avem resurse de gaze naturale, dar nu avem resurse de țiței. Cândva, când eram eu student, România producea 15 milioane de tone de țiței pe an. Spre sfârșitul
înainte de a trece la economia de piață, la democrație, ajunsesem pe la 10 milioane, un deci, declin. În anii 80. Și acum am produs anul trecut 3,5 milioane de tone de țiței în echivalent petrol. Și importăm, la fiecare tonă de țiței, importăm 3,5 tone de țiței și produse petroliere. Vă dați seama? Deci la fiecare tonă de țiței care o produc în țară, eu sunt obligat să import 3,5 tone. Asta este statistica de anul trecut și nu se schimbă nimic în acest an, din potrivă. La gaze naturale, situația inversă. Avem 3 pătrimi din țară și importăm o pătrime din străinătate. Dacă dăm drumul la Marea Neagră, e posibil să fim în echilibru. Dar chiar și acolo se oferă subvenții până în luna aprilie anului viitor. Da, pentru că îți pot spune întrebarea următoarea. Bun, dacă eu extrag în întregime gaze naturale din România, la ce preț trebuie să le vând în țară dacă prețul internațional e mai mare de 2 ori sau de 3 ori decât prețul din țară? Le vând la un preț mai mic, cum fac rușii? Sigur, e o decizie. Dar ce înseamnă să vinzi la un preț mai mic? Înseamnă să nu realizezi un venit ca economie și în același timp să dai o direcție greșită de dezvoltare economiei. Adică, bă, fraților, consumați gaz, că îl dăm noi la un preț mai mic, că îl extragem din țară, dezvoltați în continuare industrie energofagice. Asta a făcut Ceaușescu. Pentru că să nu uităm, am avut o criză a energiei, a petrolului în 72-73 cu șahul din Iran, cu nu știu, 78, și a doua în 78-79. Prima a fost cu războiul din Golf și a doua cu șahul din Iran, care a plecat, a fost alungat. Și atunci a avut loc o creștere a prețurilor la țiței și corelat la gaze naturale, exact cam de aceeași proporție ca acum. În timp ce țările din vest și-au restructurat economiile, au trecut foarte mult pe economia de servicii, care nu consumă atât de multă energie, Ceaușescu a izolat economia și am ajuns, într-adevăr, cu o industrie super consumatoare de energie, care, sigur, tragem și acum păcatele acelui mod de industrializare. Deci, și în cazul gazelor naturale, noi nu putem să ne depărtăm prea mult de ce se întâmplă pe piața internațională. Pe de o parte că pierd resursă, pe de altă parte dau această direcție de dezvoltare greșită economiei. Ce se va întâmpla, domnule Stolojan, când guvernul nu va mai subvenționa prețul la gaze naturale începând cu luna aprilie anului viitor și nu va mai subvenționa nici prețul la carburant începând cu luna octombrie anului acesta? Răspunsul e simplu. Ce înseamnă a subvenționa? Înseamnă că eu le dau la un alt preț mai mic decât cel care... E reglementat de piața liberă. Exact. Asta înseamnă că mesajul care îl dau firmelor și populație, bă, fraților, mergeți ca până acum, nimic nu s-a schimbat. Ori nu ăsta e mesajul corect economic. În mod normal, din punctul meu de vedere, dacă asta e noua realitate economică și asta este, cu prețuri mari la țiței, la gaze naturale, ele trebuie lăsate să se reflecte în întreaga economie. Discutăm de o nouă repoziționare a tuturor prețurilor relative din economie, ținând seama de această realitate nouă la energie. Inclusiv prețul forței de muncă, salariile, și prețul alimentelor. Inclusiv totul. Totul. Inclusiv toate veniturile sociale, nu, persoane cu dizabilități și așa mai departe, totul trebuie recalibrat la această realitate nouă. Sigur că unele firme pot, ce pot? Să împingă mai departe influența negativă în costuri la produsele lui, altele nu pot și trebuie să mai reducă din profituri, altele dispar pur și simplu, dar apar altele noi. Ăsta este procesul economic care noi la ora actuală ce am făcut? L-am frânat. Vedeți, ultimele date de inflație sunt 15%, da? Da. Dar în condițiile în care eu am frânat propagarea
în întreaga economie a influenței prețurilor la energie, în special la țiței, produse petroliere, gaze naturale. Sigur că, din punct de vedere social, nu e ușor de acceptat acest raționament economic, dar până la urmă ajunge acolo. Vedeți, a fost o declarație următoare, făcută și de președintele țării și de alți oficial, zice, domne, noi nu vom accepta de data asta măsuri de austeritate pentru că ele ne duc în recesiune, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în 2008-2009, ceea ce e corect din punct de vedere politic și social. Din punct de vedere economic însă, măsurile de austeritate nu le iei că vrei tu. Le iei că pentru că te obligă piața. În momentul în care piața internațională și piața de capital din țară va avea percepția că România nu e ok, în momentul ăla finanțarea se oprește. Finanțarea deficitului comercial extern, finanțarea deficitului bugetar și atunci intri în măsuri de austeritate. Ești obligat să iei măsuri. Exact, vrând nevrând, adică nu poți să lași o economie să înceapă să se descurce haotic. Nu, încep să iei măsuri, vedeți? Se discută la gaze naturale diferite etape de raționalizare, dacă va fi cazul. Credeți că vom ajunge acolo? Nu vom ajunge. Sigur, în măsura în care întârzie explorările din Marea Neagră, e posibil, nu, să avem unele probleme de a reduce în anumite perioade activitatea unor întreprinderi mari consumatoare de gaz natural, dacă nu și-au luat ele singure măsura să reducă, cum s-a întâmplat cu combinatul de îngrășăminte de la Târgu Mureș, da? Dar fac o paranteză, dom'le, asta nu înseamnă să nu ajut, dar trebuie să ajut punctual. Eu nu mai pot să consider populația, cetățenii României, ca o masă cam de aceeași putere. Nu, avem circa 1 milion de angajați care câștigă peste 1000 de euro net în mână. Bașca, fel de fel de alte bonusuri, beneficii și nu știu ce, pe care guvernul încearcă acum să le limiteze, dacă ați urmărit. Cu codul fiscal. Așa. Vedeți dumneavoastră, eu nu mai pot considera nici populația. Păi, pe cine ajută, să zicem, subvenția la combustibil pentru toată lumea? Ăia cu mașini, cu SUV-uri, da? Dacă ai 2 mașini în curte și ai un venit de 5.000 de euro pe lună, eu îți subvenționez ție, practic, prețul benzinei. Categoric, vedeți, eu din salariul vedeți minim. Unde ajungem. Deci, vreau să-i ajut pe cei cu venituri modeste, da? Dar, de fapt, cel mai mult îi ajut pe ăștia care au mașini, super mașini, care consumă foarte mult și așa mai departe. Deci, politica asta de subvenție pentru toată lumea, pentru toate firmele, e cea mai proastă politică și te aduce în deficite. Uite, România are deficite foarte mari, care au avut rațiunea lor în pandemie. Dar, mă rog, acum este mai complicat. Pe lângă faptul să nu uităm că situația în care suntem noi acum ni se datorează, în primul rând, nouă românilor. Uitați, sigur, războiul din Ucraina, dar cum e posibil să ai termen de dare în funcțiune a termocentralei pe gaze naturale de la Iernut 2019, tu să fii în 2022 și să-ți propui, am văzut acum, chiar astăzi a apărut știrea, își propun să o dea în funcțiune la sfârșitul lui 2023. Și cine-i de vină? Ministrul Energiei? Păi cine-i de vină, vedeți dumneavoastră, aici discutăm în cazul pe care l-am dat, centrala pe gaze naturale de la Iernut, sigur, procese, constructori, nu știu ce. Păi frate, țara asta a avut capacitatea să facă mari obiective de investiții în trecut, sigur, în alte condiții. În alte condiții, de dictatură, de nu știu ce, dar noi știam să facem, să gestionăm mari proiecte de investiții. Am făcut canalul Dunărea Marea Neagră, am făcut drumul alpin de la Bâlea, da? De la Bâlea. Deci am făcut mari lucrări de investiții, am făcut
am construit complexe industriale, deci am avut această capacitate. Se pare că am pierdut-o. Nu se creează un lanț al slăbiciunilor dacă guvernul vine acum și subvenționează prețul la benzină, să spunem, în toamnă sau în primăvară, când prețul de pe piața liberă va crește, iar guvernul, politic vorbind și social, va fi nevoit să vină cu o nouă rundă de subvenție? Pentru că altfel va pierde voturi. Sigur că ne apropiem și de an electoral. Exact. Ați văzut ce a făcut Victor Orban în Ungaria, a plafonat, că a avut alegeri, a rămas cu plafonarea, acum MOL-ul vine și spune, bă, fraților, prea mult nu putem duce cu plafonarea asta. Benzinăriile lor, da? Da. Gândiți-vă, dacă eu aș plafona fără compensare prețul la benzină motorină, în condițiile în care import 3/4 din necesarul României de țiței și produse petrolului, ăștia nu mai importă. Mâine nu mai importă. Păi poți să obliga un privat să importe, să vândă în pierdere? Deci eu dacă vreau să plafonez la benzină motorină, ori reduc din accize și din TVA, ori reduc din prețul din care, la care ar trebui să vândă producătorul. Dacă îi reduc lui, nu mai importă și intru într-un haos total în România. Dacă reduc din accize sau TVA, am încasări mai mici. Am încasări mai mici și eu nu am această posibilitate cum a avut Ungaria. De ce? Pentru că eu am un deficit bugetar foarte mare și trebuie să-l reduc, mă împrumut la dobânzi foarte mari. Iată, Croația intră în zona euro, va intra și Bulgaria pe semne dacă își pun ordine în stabilitatea politică. Iar noi, din păcate, iată, nefiind în zona euro, ne împrumutăm în continuare cu dobânzi foarte mari pe piața externă și pe piața internă. Deci soluția propusă de PSD, plafonarea prețului la carburant, nu vi se pare viabilă? Nu. Nici dacă ar propune PNL-ul, n-aș susține-o. Pentru că, încă o dată, vedeți, la început s-a crezut ce? S-a crezut că inflația e temporară, tranzitorie, s-a crezut că creșterea prețului la țiței este temporară. Iată că nu sunt temporare, că toate prognozele făcute de specialiști în domeniu arată că va dura câțiva ani, pentru energie vorbesc. Inflația sigur că se va domoli și chiar dacă inflația se domolește, nu mai revenim la prețurile care au fost. Oricum va fi un preț mai mare. Sigur că da. Ori atunci economia trebuie, repet încă o dată, să se ajusteze la această nouă realitate. Cum se ajustează? Păi înlocuind tehnologiile vechi cu tehnologii mai noi, care nu consumă atâta energie. Dădeam exemplu că prin sate când treci, vezi deja tot mai multe case că au fotovoltaice. Și asta ar trebui să încurajez eu guvernul să facă această trecere spre o economie care consumă mai puțină energie. Nu mai vorbesc de investițiile care, până la urmă, trebuie făcute. Marea Neagră, extracție de țiței și așa. Un alt subiect dezbătut cu ardoare de clasa politică din România este sistemul fiscal. Cotă unică versus impozit progresiv. Ce decizie ați luat dacă ați fi premier astăzi? În primul rând aș vrea să vă spun că cota unică sau cota progresivă nu e o chestie că ești de dreapta sau ești de stânga. Poți să ai cota progresivă în care cota maximă să fie 10% și cota minimă 5%, ceva cam ce are în vedere PSD-ul. Poate nu chiar așa, dar PSD-ul zice, dom'le, până la nu știu ce să fie chiar zero, iar pragul maxim să fie undeva 14, parcă. Salariul președintelui, 14.000. Așa. Păi, sigur că asta numai progresiv nu e. Progresiv e cum este în Franța, cum e în Marea Britanie. De exemplu, Fimiu, care e cercetător în nanotehnologie în Marea Britanie, îmi spune, zice, bă, la mine ce depășește nu știu cât, îmi ia 45%. Aia înseamnă progresiv, da? Problema e de fond. Și aici am avut o discuție foarte serioasă în biroul politic național al Partidului Național Liberal, în momentul în care președintele partidului și primul ministru al guvernului, domnul Nicolae Ciuc, a venit cu înțelegerea la care s-a ajuns cu PSD-ul, în care, sigur, măsurile cunoscute, nu? Iar eu am venit și
am întrebat și am ridicat următoarea problemă. Ceea ce facem acum este parte a reformei fiscale care trebuie făcută în România și la care ne-am angajat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, program care asigură României undeva 29,2 miliarde de euro. Până în 2026. Așa. Și răspunsul a fost da, este ceea ce putem face acum. Pentru că reforma întregului sistem fiscal din România are două mari componente care sunt prevăzute clar în acel program. Unu, să îmbunătățim administrarea, să colectăm într-adevăr impozitele și taxele care ar trebui datorate potrivit legislației actuale. De exemplu, Uniunea Europeană face evaluarea cât nu colectează fiecare țară din TVA. România e campioană. Deci noi nu colectăm din TVA undeva la 35 de puncte procentuale din ce ar trebui să colectăm. Asta înseamnă vreo 7 miliarde de euro. De ce nu colectăm? Din N motive. Mi-e și greu să vă spun. Uneori nici nu înțeleg cum se poate așa ceva. Să nu colectez. Evaziune, problema cu cerealele care le scot din țară, le introduc din nou în țară. E o întreagă afacere aici. Pe de altă parte, la ora actuală, și a doua componentă este revizuirea sistemului fiscal, legislație, deoarece pur și simplu am creat atâtea excepții fiscale care, dacă le calculez toate excepțiile... Pentru IT-și, pentru agricultori, pentru constructori. Am ajuns la vreo 60 de miliarde de lei, deci undeva peste 12 miliarde de euro, excepțiile numai. Și cum spuneți noastră, am ajuns la situația incredibilă în care aproape 800 de mii de angajați, nu că nu plătesc impozit pe venit, nu plătesc nici contribuție de asigurări de sănătate. Deci cineva le subvenționează aceste servicii? Nu le subvenționează nimeni, sunt scutiți. Da, dar dacă se duc la spital, ei primesc aceste îngrijiri medicale. Au pretenția să aibă asistență medicală decentă la standarde europene. Nu poți să aibă o asemenea economie, deja e foarte ciudată, da? Nu mai vorbesc că am foarte multe categorii de produse, servicii la care am cota redusă de TVA de 9%. Una la 5%, 9%. Una la 5% și așa mai departe. Vedeți? Deci, cu alte cuvinte, ca să fac o concluzie, sistemul fiscal din România a devenit profund inechitabil, aproape 800 de mii de oameni nu plătesc impozit pe venit, nu plăta. Ați scoate aceste excepții? Categoric. Dar guvernul are de gând să le scoată gradual și a început. A redus până la 30 de mii salariul la care se aplică până la 30 de mii salariul la care se aplică excepție. Nu era nicio limită înainte, da? Deci a început, dar am început, ca să spun așa, bucățică cu bucățică, când aici e vorba de întregul ansamblu de rejudecat. De ce spun că este profund inechitabil, nu? Doi, este ineficient din moment ce, iată, nu încasez atâta la TVA, ceva se întâmplă pe legislația actuală, așa cum e acum. Îmi lisef 7 miliarde din buget. Unde sunt banii ăștia? Nu se poate ANAF-ul, Ministerul Finanțelor, să nu identifice, să punem ordine aici, nu? Este incoerent. De ce agricultorii sunt scutiți și nu medicii? Și medicii care ne-au salvat în COVID și poate că ne salvează din nou, dacă, Doamne ferește, iar vine un val. De ce nu și medicii să fie scutiți? Că și medicii pleacă din țară și așa mai departe. De ce a devenit incoerent? De ce ăia și nu și ăștia? În afară de asta, a devenit foarte distorsionat acest, pentru că, gândiți-vă, alocarea capitalului începe să se facă, păi dacă acolo ăștia nu plătesc, hai să investim în zona respectivă. Încep să distorsionează piața. Eu nu zic să nu susținem anumite procese pozitive în economie prin politica fiscală. Și, de exemplu, poate ați remarcat, în ordonanța asta s-a lărgit sfera investițiilor din profit sau
profitului folosit pentru investiții, care e scutit de impozit dacă se fac investiții în companie, era mai limitat, echipamente, IT, software. Acum s-a dat voie și pentru utilaje tehnologice, reînnoiri de utilaje și așa mai departe, care e un aspect pozitiv, reînnoiesc, da? După cum trebuie să folosesc politica fiscală să frânez procese negative în economie. Alcoolul. Băutul, nu? De băuturi alcoolice sau zahăr. Iată, băuturi cu conținut de zahăr, carbogazoase, care se știe că sunt nocive. Dar privind în ansamblu sistemul fiscal, gândiți-vă că avem și alte probleme la care trebuie să ne gândim la reformă. Cum stimulăm tranziția la economia verde? Cum stimulăm tranziția la economia digitală? Bun, ca să mai vorbesc, vorbeam de distorsionarea economiei. Vedeți, noastră, la construcții, da? Ce se întâmplă la construcții? La construcții, eu nu am un preț ca la ulei, ca la motorină, pe piață. Fiecare construcție are un proiect, îi faci un deviz, are un deviz care dă o valoare proiectului de construcție care trebuie achitată. În momentul în care eu încep să dau fel de fel de facilități, practic, sigur că valoarea proiectelor este alta decât ar trebui să fie. Și te întreb încă o dată, e bine pentru economia acest lucru? Noi zicem, da, păi nu ne mai pleacă constructorii. Iată că în continuare au lipsă de constructori pe piață. Domnule Stolojan, cum face guvernul să aplice și reforma pensiilor la care ne-am angajat în PNRR, dar să nu piardă nici voturi? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Revenim. Ne-am întors. Domnule Stolojan, cum ați face reforma pensiilor fără să pierdeți voturi? Da, întrebare dificilă. Dar acum, nefiind în guvern, sigur că răspunsul meu e mult mai simplu și, încă o dată, e bazat pe economie, pe criterii economice. România, iară, e greu... Nu că e greu de înțeles, nu se vrea să se înțeleagă de multe ori. România e un caz unic în Europa care demonstrează că în secolul 21, în condițiile actuale pentru România, sistemul introdus de Bismarck acum 100 și ceva de ani, în care cei care azi muncesc plătesc o contribuție pentru asigurări de pensii, din care se plătește pensia la cei care azi sunt la pensie, deci un transfer între generații, nu mai e viabil în România. De ce? Pentru că România a ajuns la situația în care e aproape 1-1. Unul care azi e activ și plătește contribuții pentru pensii, la unul care e pensionar. Deci gândiți-vă, dacă vrei să ai 50% mărimea pensiei din mărimea salariului mediu pe economie, ar trebui ca cel care e muncitor azi, activ, să plătească 50% din salariu contribuției de pensie. Era valabil sistemul când aveam 10 care munceau și 5 care primeau pensie. Și 1 care primea pensie și atunci plăteai, ca să aibă ăsta, să zicem, 50% din salariul mediu, plăteai cât? 5%, nu? Dacă aveai doar 5, plătea 10%. 5 muncitori la un pensionar. Deci noi suntem cam în situația de 1-1. În aceste condiții, dacă vrei ca pensionarul, pe pilonul 1 vorbim, să aibă cât de cât o pensie, atunci trebuie să intervină statul să plătească această diferență. Că nu poți să-i pui ăstuia care muncește și așa contribuția este 25% pentru pensie. Vedeți, noi vorbim, domnule, munca e foarte impozitată în România. Toată lumea vorbește pe gură acest lucru. Nu, munca nu e foarte impozitată în România. Plătim doar 10% impozit pe venit. A, plătim 25% contribuție de asigurări de pensii. Plătim 10% contribuții de asigurări de sănătate. Și în felul ăsta ajungem la 50%, asupra muncii
e o povară foarte mare de plăți obligatorii. Deci răspunsul economic pentru cazul României este următorul. Trebuie trecut cât mai rapid la sistemul în care fiecare individ, când își începe viața activă, începe să-și constituie propriul fond de pensii. Deci ceva de genul pilonului 2. Da. Doar că privat, mai degrabă personal. Privat, pot să-l fac și public. Eu am spus întotdeauna, noi trebuie deci să ajungem... Deci cât muncești și cu cât contribui, acei bani să se strângă într-un cont al tău. Exact. Într-un cont al tău, sigur. În momentul când ești la pensie, există un sistem de asigurare, în sensul că se știe statistic, pe cifrele mari, se știe cât e durata de viață a unei generații și se fac asemenea calcule. Deci, cu genul pilonului 2. Deci, pentru România, acolo ar trebui să trecem. Din păcate, dacă muți contribuțiile spre pilonul 2, sigur, cineva trebuie să financeze pensionarii care se află în viață. Și acest lucru nu-l poate face decât statul alocând venituri. Face și acum. Alocă cam un sfert din ce e nevoie pentru pensii. Deci suntem în această situație în care acum se caută niște soluții din astea în care, de fapt, se încearcă menținerea unui anumit standard de viață al pensionarilor, mărind valoarea acelui punct de pensii. Sistemul după contributivitate este corect și ar trebui aplicat. Dar nu se aplică. Vedem foarte multe pensii speciale. Bun. Asta este nemernicia politicienilor români. Este vina exclusivă a politicului care a creat aceste grupuri de pensii speciale pentru parlamentari, pentru primari, nu, care s-a amânat, pentru fel de fel de alte... Judecători, aviatori. Judecători, procurori. Sigur, vedeți, dacă luăm cazul unui judecător, dom'le, el deja are leafa și pe bună dreptate are o leafă mult mai mare decât leafa din medie din economie. Deci, 18.000-20.000. Deci contribuția lui la sistemul de pensie exact, mare. Și o pensie ar avea mult mai mare, dar și-au creat într-un anumit moment, având o anumită influență în Parlament, și-au creat un sistem care te conduce la un moment dat, pentru că anomalia apare și când începi să ai pensia mai mare decât salariul care l-ai avut. Avem atâtea cazuri. Astea trebuie corectate în Programul Național de Redresare și Reziliență. Este prevăzută această reformă. Să vedem dacă... Vor avea curaj politicienii să o facă. Exact. Credeți că vor avea curaj? Vor trebui să facă ceva. Mai ales că vine anul electoral 2024, da, cu 4 rânduri, deci de alegeri. Ceva se va face de o măsură, cum am făcut de multe ori în România, să zicem că am făcut, dar n-am făcut cum trebuie. Știi? Acum eu sunt optimist, de ce vă spun? Sunt optimist pentru că viața mi-a arătat în decursul timpului că România face în cele din urmă ceea ce trebuie, mai târziu ca alte țări și cu costuri mai mari. Domnule Stolojan, acum avem un guvern PSD-PNL, o mare coaliție. Dumneavoastră ați refuzat să conduceți un astfel de guvern, PSD-PDL, în 2008. Așa este. De ce? Pentru că viața a demonstrat că în România, și a demonstrat din nou acum în cazul lui Câțu și lui domnul Ciucă, că nu e posibil în România încă să funcționeze un guvern condus de un prim-ministru care n-a fost și președintele partidului politic aflat în coaliția de guvernare. Deci, atât viața mi-a dat dreptate după foarte 12 mulți ani. Atunci era domnul Joană președintele PSD și domnul Boc președintele exact PDL. Și dumneavoastră trebuia să fiți eu premier. Eu am asistat și am participat la negociere, da? Și la negocierea, din negociere, modul cum s-a desfășurat, mi-am dat seama că eu voi intra foarte rapid în conflict cu președinții celor două partide. Erați cu mâinile legate, practic, nu? Când vă dau un exemplu. La un moment dat, PSD-ul propunea ca măsură de asigurare împotriva primului ministru, că primul ministru nu poate elibera un ministru din funcție decât cu acordul partidului politic.
Amintiți-vă de ce a căzut guvernul Câțu, nu? Exact asta s-a întâmplat și anul trecut. Vedeți? Deci eu am sezizat atunci aceste lucruri. De ce? Pentru că pe de-o parte aveam experiența guvernării din 91-92. Știam la un moment dat că e pus în situația unor de a lua măsuri care nu pot să le convii cu cele două partide politice, că nu se vor înțelege niciodată, și am avut asemenea decizii la vremea respectivă. Știam foarte bine ce înseamnă colaborare în care trebuie să cooperezi, să ții aproape un partid politic. Deci e bine că PNL l-a schimbat pe Florin Câțu cu Nicolae Ciucă. Eu nu zic că e bine sau rău. Viața a demonstrat că nu funcționează. Și nu știu când va funcționa, cum e în Statele Unite, în care mulți nu știu cine conduce Partidul Republican sau aia. Contează președintele. Contează, sigur. Dar această alianță de guvernare PSD-PNL, cât va rezista împreună? Alianța, piatra de încercare pentru alianță, cum a fost și piatra de încercare pentru PSD-PDL, PDL, este campania prezidențială. Deci nu rotativa guvernamentală de anul viitor? Nu. Rotativa guvernamentală de anul viitor pe mine mă îngrijorează dintr-un singur punct de vedere. Din punctul de vedere că primul ministru va fi domnul Ciolacu, cred, președintele PSD-ului, a cărui concepție despre reforma fiscală o cunosc. Am participat la o dezbatere și care, sigur, mă îngrijorează ca un om... Plafonare de prețuri, impozit progresiv, taxă de solidaritate. Da. Asemenea, dânsul crede foarte mult în aceste măsuri și, sigur, că are un cuvânt hotărător în guvern, ca prim-ministru. El se poate opune clar la orice măsură care vine din cadrul coaliției, poate să o accepte, iar celălalt partid, sigur, nu are decât două opțiuni. Înghite sau pleacă. Deci fie se rupe guvernarea, exact, și trece în opoziție, dar fie... Dar sper că domnul Ciolacu va avea, știu eu, cumpătarea necesară să nu forțeze această notă. Însă piatra de încercare, după mine, e campania prezidențială, care a fost piatra de încercare și Gioană Băsescu, dacă vă amintiți. Însă acum, în 2024, n-am putea avea un candidat comun la prezidențiale PSD-PNL? Nu, exclus. De ce? Exclus pentru că înseamnă, practic... Să nu mai fie o competiție reală. Sigur, competiție vor fi, n-ați văzut cum sar din baie candidații. Deci vor fi poate mai mulți candidați, dar două partide, PNL-PSD, e clar că competiția nu mai poate fi reală, va fi un simulacru de competiție. Nu este bine nici pentru PSD, nici pentru PNL. Însă asta i-ar putea ține împreună și din 2024 încolo. Un partid să aibă președintele, celălalt partid să aibă premierul. Știți, e vehiculat acest scenariu. Nu, nu e ceva bun pentru niciunul dintre partide acest lucru. Gândiți-vă cum ar trebui să se desfășoare campaniile locale, campaniile parlamentare, având candidat comun la prezidențiale. Adică totul devine deformant. Știți? Deci credeți că vor fi candidați separați la prezidențiale? Vor fi candidați separați, categoric că vor fi separați, și va fi o luptă. Dar la parlamentare, cele două partide ar putea merge pe liste comune? Nu. S-a mai întâmplat asta, USL. S-a mai întâmplat, dar nu e bine pentru România. Nu e bine pentru România să ajung chiar, mă îndrept spre un monolit, nu? Ce șanse vedeți pentru PNL să câștige alegerile prezidențiale? Șansele există, dar PNL-ul pentru asta va trebui să își apere punctele de vedere foarte serios, mai ales de anul viitor, în momentul în care PSD-ul preia postul de prim-ministru. Sigur, PNL-ul va avea
postul de viceprim-ministru plus Ministerul Finanțelor, care e foarte important. Gândiți-vă că în toate măsurile astea, până la urmă, cuvântul hotărător din punct de vedere al sustenabilității îl are Ministerul Finanțelor. Sustenabilității financiare, da? Dacă sigur, sunt bani, politic poți să iei măsura care s-a luat și acum, nu? Hai să dăm 50 de bani, reducere, 25, suportă bugetul, 25. Nicolae Ciucă va fi candidatul PNL la prezidențiale? Mi-e greu, nu știu ce să vă spun. Sigur că e președintele partidului, se bucură la ora actuală de încrederea cea mai mare din partid, deci în mod normal, dacă partidul se hotărăște să aibă acest candidat, un candidat din rândul membrilor Partidului Național Liberal, altul cu forța competitivă a lui domnul Ciucă, nu avem. Dar domnul Ciucă va rezista în fruntea PNL până la alegerile prezidențiale? Pentru că din momentul în care va pierde anul viitor funcția de prim-ministru, automat și puterea sa politică va scădea. Este corect, dar cred că va deveni președintele Senatului, domnul Ciucă, în momentul în care nu va mai fi prim-ministru. Iar partidul, nu uitați că undeva din octombrie-noiembrie anul viitor se intră în campanie deja, în campania locală, deci nu mai are timp de a schimba președinții. De a schimba președinți și de a schimba structuri și așa mai departe. Partidul trebuie să fie deja în tranșee pentru campanie. Pe Mircea Joan îl vedeți candidat la prezidențiale? Mircea Joană, după părerea mea, are foarte multe aturi acum în sensul de a îndeplini această funcție, multe contacte, multe relații. Problema cu el, după cum știți, e legată de... De înfrângerea din 2009. De comportamentul lui, adică, domne, te întâlnești cu fel de fel de interlopi, de nu știu ce, când tu ești în campanie, adică... Deci asta e semnul mare de întrebare vis-a-vis de domnul Joană. Adică relațiile lui, în ce măsură e dispus să alunece în anumite relații care n-au ce căuta pentru un politician. Dar PSD, credeți că l-ar susține pe Mircea Joană? Asta e întrebare bună și nu știu ce să vă răspund. Sau mai degrabă pe Marcel Ciolacu, care e liderul partidului și știm tradiția de la PSD. Liderul partidului este și candidat la prezidențiale. Bine, în ultimii 25 de ani pierzător, dar asta e o altă discuție. Mi-e greu să vă spun. PSD-ul e un partid, nu vedeți, destul de surprinzător uneori, ca să mă exprim. Pe cine ați paria? Pe domnul Joană sau pe domnul Ciolacu, care ar fi candidatul PSD la prezidențiale? Cred că pe un al treilea vor lua ei. Domnul Ciolacu e suficient de prudent așa ca să nu se avânte într-o chestie în care știe că poate nu are șanse. Pe doamna Chioveși o vedeți candidatul care să răstoarne jocul politic? Da. De ce nu? Pentru că, deși foarte mult o critică, eu totuși vreau să vă spun și folosesc acest prilej să vă spun foarte limpede că în România sunt doi oameni care au creat două sisteme publice care au fost performante la un anumit moment dat. Sigur, ulterior pot interveni diferite analize. Unul este Raed Arafat, care a creat sistemul SMURD și care a atacat pe toate părțile de fel de fel de oameni care n-au creat nimic. Raed Arafat a creat un sistem care toată lumea îl vede că funcționează. Când ai un accident de circulație, e acolo și salvează vieți. Și acest lucru, eu știu de unde a pornit Raed Arafat. A pornit la Târgu Mureș. Acolo a creat prima unitate SMURD. Și al doilea, Laura Codruța Chioveși? Al doilea este doamna Codruța Chioveși, care pe vremea ei DNA-ul era activ. Sigur că au apărut, ca în orice sistem, fel de fel de ciuperci otrăvitoare, gen la Ploiești, gen nu știu unde, dar pe fond sistemul era funcțional. Ar trebui să ia în calcul PNL o posibilă susținere pentru Laura Codruța Chioveși la prezidențiale? Nu cred că PNL-ul e dispus să susțină un om care vine acum din afara PNL-ului. PNL-ul a învățat câteva lecții deja din
parcursului. Domnule Solojan, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru discuție, însă mai avem o rubrică, una din două variante de răspuns. Alegeți foarte scurt. Premier sau europarlamentar? Pentru cine? Pentru dumneavoastră. A. Closed. Banca Mondială sau FMI? Dacă ar fi să aleg din nou Banca Mondială, da, întotdeauna, pentru că e legată de dezvoltare. Traian Băsescu sau Valeriu Stoica? Depinde pentru ce. Președinte de partid Valeriu Stoica, da, președinte de țară Traian Băsescu. Lei sau euro? Euro, categoric. România trebuie să intre în euro. Vedeți, Croația intră în zona euro, România e încă blocată așteaptă în prejudecăți și dezechilibre. Schi sau not? Schi sau în not? Cum? A schia sau a nota? Ce preferați? Ambele. Ambele? Dar schiu mai mult decât în not. Titluri de stat sau depozit bancar? Investiții în acțiuni. Eu nu, nici titluri, nici depozite, investesc numai în acțiuni și numai în România. Mugurisărescu sau Ion Iliescu? Mugurisărescu, categoric, pentru ceea ce face Mugurisărescu. Ultima întrebare, mașină clasică sau mașină electrică? Mașină electrică, dar mai aștept puțin. Domnule Solojan, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Și eu vă mulțumesc. Atât pentru prima parte, rămâneți pe Prima TV. După pauză discutăm cu scriitorul Mircea Dinescu despre crizele sociale din întreaga lume. Revenim. Bun găsit din nou, discutăm despre crizele mondiale cu scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu. Salut. Fostul premier al Japoniei a fost asasinat. Vă așteptați ca în Japonia să se comită o astfel de crimă? Japonezii sunt un popor foarte misterios. Vă amintiți când a existat un atentat în metrou japonez cu sarin, cu un gaz de la toxic, așa? Acolo japonezii încă trăiesc în triburi și în colonii de diverse categorii și de mafioți, dar și religioși, poate, și în fine, și politici până la urmă. Noi ne așteptam, nu ca o țară civilizată cum e Japonia, dar civilizația aduce după ea, mai ales când este la extrem, aduce și delir, și paranoia, și nu putem să spunem că e o lume într-un continuu stres acolo, știi? Ei au, sigur, o educație și o tradiție, că par niște oameni foarte cumpăniți și da, politicoși, așa, dar în realitate să ne amintim că cele mai oribile crime în timpul celui de-al doilea război mondial au depășit uneori și pe nemți, ceea ce nu era ușor, au fost făcute de japonezi în China, în Coreea, au fost niște crime absolut gravide, împunse cu baioneta, și scos copilul din pântec, au fost niște chestii cumplite, în fine. Deci, la orice te poți aștepta, știi? Ca mi se pare că lumea stă pe un butoi cu pulbere, vedem și ce se întâmplă în Ucraina și cum este un stres, și protestele. Este un, imediat, un stres universal, știi? Acum, sigur, noi dăm vina pe Ucraina și putem să dăm pe tot conflictul ucrainean și revenim la acest conflict. Dar s-a ajuns la o saturație după căderea comunismului. A fost un soi de entuziasm planetar, știi? Sfârșitul războiului rece. Așa, a dispărut comunismul, sfârșitul războiului rece, nu știu ce, țările foste socialiste, au început oamenii să călătorească, să umble, a fost ceva. Dar să nu uităm că totuși, vreme de 50 de ani, Occidentul a avut nevoie de un babau, mai ales țările astea armate, cum e Statele Unite, avea nevoie de babau comunismului. Și atunci au plusat cu înarmările nu, dincolo de intrate, nu, rachetele care ies din pe orbita cosmică, nu? O populație îndoctrinată pe de altă parte, știi, cu, fiindcă în perioada stalinistă, când la noi erau băgați oameni la pușcărie, a existat și o perioadă macartistă în America, sinistră, știi?
cu turnătorii. Când am auzit că Walt Disney era turnător la... Am fost îngrozit că eu scrisesem un articol că mie mi se părea că Walt Disney trebuia să ia premiul Nobel pentru pace, știi, că a dus atâta bucurie copiilor, așa. A fost unul dintre marii turnători, înțelegi, din America și a turnat colegi, actori, înțelegi, când... Cea marele Chaplin a fost nevoit să plece din Statele Unite, că putea să fie arestat, că era considerat un comunist, că era umanist, era în fine. Deci, atunci existau polul răului, comunismul, și polul binelui, lumea occidentală, civilizată, nu știu ce. Odată cu dispariția comunismului în Rusia, America a rămas fără babau de care avea nevoie și a reușit să-l reinventeze. Deși Putin nu e invenția americanilor, dar este o invenție a sistemului ăsta capitalist, pentru că mai capitaliști decât sunt oligarhii ruși, înțelegi? Nu poți să spui că există în America, acolo unde averile sunt controlate și unde toate ăștia devin toți, își fac fundații, sunt generoși. Nu? Și atunci te uiți în mișcări de stradă în America, care sunt și în unele direcții care sunt de-a dreptul comuniste, cu avortul, știi? Pentru noi era chestia asta, că te băga în pușcărie dacă erai medic pe vremea comunismului, că ai făcut chiuretaj unei fete rămase gravide accidental. În unele state din America, dacă ai făcut chiuretaj, e închisoare pe viață, nu știu dacă știi. Adică e chestii absolut paranoice, știi? Și o clasă politică care nu mai are legătură cu realitatea, cum e și clasa politică din țările foste socialiste și de la noi. E, și atunci s-a găsit pretextul ăsta cu Ucraina. Pretextul care era? Că, într-adevăr, americanii se vrâsără în Ucraina, își băgau, se pregăteau să pună, le pună... Sula în coastă, cum zicea Iliescu, știi, că i-a băgat coposul. Ori, în loc să fi trecut la negocieri, la, înțelegi, totuși era nevoie de puțină pace în lumea asta, oricum dată peste cap după 2 ani de coronavirus. Și ne-am trezit cu o criză și mai mare decât a coronavirusului, că atunci lumea, fiind băgată în case, nu era un pericol pentru nicio țară să iasă. Dar au ieșit oamenii din case. Și încep marile revolte și o să fie și aici. Aici unde? În România? În România. Vă așteptați la vreo revoltă în România? În România, dacă nu exista povestea celor 6 milioane sau cât ori fi, 7 poate, de români fugiți de acasă, care muncesc în sănătate, cel puțin 5. România începea cea de-a doua revoluție din vară, nu mai așteptam decembrie. Pe ce vă bazați? Pe faptul că populația nu este acum în stradă, pentru că au un mic canal de supraviețuire, care înseamnă bănuții, nu mulți, pe care îi trimit cei care muncesc afară. Satele s-au golit, dar o să râzi. Sunt sate amărâte în care nu există decât un magazin, un supermarket mai mic așa, există asta de jucat la păcănele și mai există ceva mai nou, de câțiva ani, de vreo 3 ani au început, schimb valutar. Deci te aștepți tu să mergi pe valea Dunării, să vezi niște sate prăpădite și deodată schimb valutar. De ce? Copiii trimiți de străinătate bani? Sunt copii rămași acasă, sunt bătrâni, nu știu, cei 200 de euro, 300 de euro, 400 de euro pe care îi trimit aia mai oră, a făcut așa încât oamenii ăștia să nu moară de foame. Fără banii aia, fi sigur că unii mureau de foame și unii ieșeau în stradă. Deci aici avem singura scăpare a guvernului României, sunt forța de muncă care e în afară și care mai trimite amărâților care s-au... Că altfel noi eram între primele țări estice care am fi ieșit afară, pentru că, hai să fim serioși, Polonia arată mult mai bine decât România. Și au fost străzile și economia. Ungaria la fel, arată mai bine și Ungaria are autostrăzi. Bine, țara mai mică, dar străbate autostrada. Gândește că noi după 30 de ani nu avem o autostradă, da? Bun, știi cum sunt, cum așteaptă camioanele pe podul de la Calafat? Sunt 13 km de la Maglavit, plin de camioane,
până la Calafat și mai sunt încă 10 care vin aproape în la cetate. 23 de kilometri de camion, una, stau aia îmbătrânesc șoferi aia pe drumurile astea. Deci România n-are nimic. Când n-are vapoare de croaziere pe Dunăre, ceea ce e un mare ticăloșie și prostie și în fine, dar nu are șosele capabile să facă, nu are servicii la graniță care să permită fluxul acestor mașini care vin din Europa Occidentală să duc în Turcia, în Grecia, mă rog. Deci este, are Ion Baru o expresie, o slavă stătătoare, știi? Asta e România, plutește o slavă stătătoare peste România. Nu e nicio speranță pentru români. Din niciun fel. De ce sunteți așa pesimist? De ce sunt pesimist? Pentru că am fost ieri, de exemplu, am fost la în piață, într-o piață, unde e născut Neamărin miliardar, la Băilești. Bă, și intru în piața aia, că e o piață destul de încoțopenită, așa. Adică am sapelea. Da. Și erau 70 de vânzători la tarabe și niciun cumpărător în afară de mine. Bă, am și țipat, băi, unde vă sunt, mă, cumpărătorii? Unde sunt? Că într-o sâmbătă la prânză, nu vezi, erau produse, orice oameni aia de acolo din... Ăla e un orășel, pasămite, gol, în fine, de toate fabricile care au acolo, era de tractoare, de dracu, știe, s-au dus dracu, în fine. Nu era nimeni. Cum să nu fie nimeni într-o societate de consum, unde se consumă, este o societate de abținere. Asta a devenit România. M-am dus ieri, nu, vineri, așa la un la Poiana Mare, unde e și o piață, dar există și un loc unde vin ăștia cu căruțele, cu angro, vând la angro legume. Cu cât crezi că am cumpărat eu kilogramul de roșii? 2 lei? 90 de bani. Uite, mă închin. Mi-a fost și rușine de omul. A zis, bre, cum 90 de bani? Două dragul, măcar un leu cere, da. Știi? 90 de bani, mă, kilogramul de roșii. Și castraveții, un leu. Așa de ieftin? Băi, da, băi, și castraveții ieftin de vreo 3 săptămâni. Eu am pus la mura, dar n-am... Așa. O să mai iau mai spre toamnă, deși există pericolul cu această căldură și atenționez populația României să ducă acum, să meargă pe la... să-și ia mașinile, să... pentru că peste vreo lună de zile, datorită pârjolului din țara noastră, nu vom găsi toamna roșie. S-a schimbat puțin. Nu mai faci toamna zacusca. Zacusca, eu am început să fac. Am făcut ieri primele zacuști. Și ardeiul era ăsta galbenul, 2,50 kg. Faceți în fiecare an zacuscă? Și... În fiecare an, da. Puneți castraveți, da, la murat? Da, obligatoriu. Deci pun murături, castraveți. Aveți rețeta dumneavoastră sau? Da, cu zacusca. Zacusca, de exemplu, am o rețetă în sensul că fac toate chestiile, nu fierb chestiile și nu dau pe mașina de tocat, că e la modă să dai, da, toate aia, să iasă o spârcăială de asta. Și ce faceți? Nu facem bunii. Pun ardeiul capia la copt, pe jar, pe, la foc, așa, pun vinetele la copt, deci totul se, și ceapa o prăjesc, ceapa tăiată mai mare, așa, și ceapa tăiată mare. După ce se coc ardeii și decojești și după ce vinetele la fel, pui peste ceapa aia și roșiile le trag în tot așa, unele chiar între jalea mai miști, și le mestec ușurel așa și în borcanul ăla, când mănânci zacusca aia, găsești bucată de vânătă, găsești o bucată de ceapă bună, găsești așa, adică are un gust extraordinar. Am mare succes cu zacusca, e celebră, să știi. Dar asta este rețeta, să fie toate legumele alea acolo, trebuie și coapte, prăjite, e o nebunie. Se, da, mănâncă doar iarna zacuscă sau tot anul? Nu, acum se mănâncă zacuscă și azi am adus, e o poetesă, Danila Crăznaru, care a făcut textul la cântecul ăla frumos, abia acum când a plecat și numai a mea, cânta m-am îndrăgostit numai de-a, care e un text care trebuie să fie a unui bărbat, că ea, dar e textul ei când s-a despărțit de bărbatul, de fapt. Așa. Și pe care îl cântă Ducu Berții, nu? Îl cântă Ducu Berții, da. Și am adus zacuscă nouă. Zic, băi, e făcută ieri. Ieri au făcut zacuște fetele. Pentru că dacă ei roșii cu un leu kilogram, ei cu 2,50 lei ardei și asta, să zic, capia e 3 lei, dacă e mai mare, așa. Și ceapa la fel, 2 lei kilogramul. Deci e încă ieftin pentru populația chiar de rând, așa. Se poate face acum.
presimt că în septembrie va fi kilogramul de roșii 10 lei, nu vor fi românești, probabil, sau vor fi românești de astea de seră, nu știu ce, și totul va fi mult mai scump. Și vinetele la fel, ție pârjol, totuși, că n-au de suferit numai porumbul. Și legumele astea, mai ales toamna ieșeau roșiile astea de pe câmp. Nu o să mai iasă dacă e soarele ăsta, că nu plouă, n-a dat Dumnezeu ploaie. Și nici irigații nu avem. Să face praf tot și, pe urmă, căldură de să usucă. Deci, n-avem, e un amestec așa de bine și de rău, și nu mai se înțelege nimic, ca și cu natura, care dă cu copita, știi? Și nici sisteme de irigații nu avem. Păi s-au dus dracu, știi? Poate începe Daia din nou să o ia la picior. Aveți încredere în Daia? Păi, el este... el a început cu, mai ales cu astea, cu irigațiile. A fost obsedat de irigații. N-a apucat. A apucat ceva să facă, dar n-a apucat să facă tot. Pentru că eu știu locul unde Daia se ducea, venea, nu și anunța sosirea, știi? Și intra acolo unde era la un zona asta, ăștia care se ocupă de, eu știu, de nu ia sau nu știu cum se cheamă așa, de la primării, să zicem. Găsea un portar. Băi, bună ziua, bună ziua, primarul e pe aici? Nu e, bă. Da, că îi zicea și, bă, că-l vedea mai așa, mai. Da, vice, nu e, secret, nu e nimeni, bă. Păi poți să aștept, bă, aștept degeaba. Da, te dreacu, du-te. Și venea, mă, dădea telefon pe la partid, pe la partid la București, bă, să vină cine să ocupă, mă, de județul ăsta. Venea oia repede, știi? În priză. Că da, era dracu, era în relații bune și cu președintele partidului. Îngrozea oia. Și pe la astea, unde erau, mai erau unele canale, în fine, poate că nu, genul ăsta lui de haiducie să prindă mai degrabă decât să stea în birou. Și eu, înainte de Daia, am cunoscut un spaniol, nu știu dacă am povestit despre el, de Gonzales. M-am Cum trezit, l-ați cunoscut? Eu scoteam pe vremea aia Play Cowboy și m-am trezit cu domnul Gonzales, spaniol, și a spus, domnule, te-am văzut la televizor și că scoți o revistă, Play Cowboy. Știi că eu sunt spaniol, am fost președintele celor mai mari asociații de crescători de capre din Spania și am scos revista la Cabra. Capra. Și credea că... Play Cowboy, vă rudeți. Suntem în branșe. Credea puțin că noi revistă pe agricultură. N-avem, dar... avem alt fel de țâțe decât capre, că mi-amintesc că Elena Udrea să făcuse o campanie cu Băsescu, fapte, nu vorbe. Da. Așa. Prin 2004, și am pus-o pe o copertă la Play Cowboy, pe Elena Udrea cu niște țuțe, am aplicat țuțe și mai mari decât le are ea în realitate, și scria, lapte, nu vorbe. În fine, și am arătat domnul Gonzales, că știa românește, venise de un an în România. Zic, cum ai aterizat bre în România? Păi ce, domnul Dinescu, ce am pățit o dramă, am avut un accident cu tractorul, că eu conduceam tractorul și am înlunecat într-un șanț și mi s-a fracturat și raspinării, dar nu definitiv, dar am o problemă. Și am stat un an de zile internat în spital. Și în timpul ăsta m-a lăsat soția mea, cu care avea și doi copii, așa, s-a îmbâligat cu nu știu cine, și când am ieșit din spital, mi-am văzut cele 1000 de capre pe care le aveam eu, am ieșit în asociație, în fine, am făcut niște bani și am venit în România, pentru că cunoscuse o fată deșteaptă cu care, așa. Și zice, zice, îmi pare bine că sunteți jurnalist, și că vreau să vă spun ceva, dumneavoastră, asta se întâmpla acum vreo 7-8 ani, dumneavoastră sunteți în situația în care eram noi, spanioli, acum 15 ani, când să intrăm în Uniunea Europeană. Și am văzut că dumneavoastră aveți, România are un soi de capră foarte interesantă, zice, care umbră liberă. Noi aveam numai capre de-astea de soi, le țineam închise, le dădeam mâncare, ne costa foarte mult mâncarea pentru capre. Dădeau lapte mai mult, așa. Dar ce capra asta voastră... de altfel am publicat ieri la mine pe Facebook Capra Contemporană, o poezie scrisă pe vremea comunismului, când în fața comitetului PCR din Slobozia, era o capră unui amărât acolo care ronțea trandafirii. Oamenii nu prea aveau voie să treacă în fața, că erau polițiști. Dar capra aia păștea liniștită, trandafirii primului secretar. Și am scris atunci, asta acum cât, 30 și
40 de ani aproape, capra contemporană. Am publicat-o în Facebook la mine, să putem să o căutăm, să o recit. Și zice, voi aveți o capră foarte interesantă, inteligentă și nu ce, supraviețuiește, domnule, ca oameni, știu, am văzut pânsate astea, oameni amărâți, îmbrăcați, nu știu ce, la noi căprarii toți sunt eleganți, sunt, vă povestesc, zice, pormă ce am făcut noi în Spania cu capra, zice, și astea pas pe linia ferată, mănâncă ziare, garduri, nu știu ce, nu dau lapte mult, dar dau lapte de calitate și faptul că supraviețuiesc în asta și m-am gândit să vă ajut eu, România, să facem asociații de căprar, că în fiecare sat din România, capra care este considerată vaca săracului, zice, în fiecare sat sunt 4-5 familii de amărâte care au 50 de capre, 100 sau 20, îi adunăm pe toți, eu fac proiectul de la un cap la coadă, standardizat așa, mergem prin comune, îi adunăm pe ea pe toți, în decurs de 6 luni, Coana Europa ne dă ce trebuie dat acolo, un vas mare de răcire, de-astea de mulți electric, găsim în curtea unei școli sau nu știu eu, la o cantină sau într-o casă mai așa și facem asociații de căprari. Și scapă de sărăcie. Dacă sunt 4-5 familii de căprare în fiecare sat, va fi o chestie. Că laptele de capră știți că este foarte sănătos. E bun, știți că eu am fost, că eu am, deși am făcut facultate altă, făcusem și altă, când eram mic, eu eram bolnav de plămâni și mama mea m-a tratat cu lapte de capră și așa am scăpat eu de boala de plămâni. Are niște calități nu numai nutritive, dar și, mă rog, de antibiotic aproape. Da. Și zice, aș vrea... Păi zic, stai puțin că îl cunosc pe ministrul agriculturii. Cine era ministrul? Cred că era Cioloș. Cioloș. Da, acum nu știu câți ani era. Bă, și m-am dus la Cioloș. Dom'le, uite, am cunoscut un om de afaceri, căprar de meserie, care avea o asociație de, nu știu cât, 1000 de căprari din Spania și... ar vrea să facă un proiect așa, nu vrea bani, ia-l consilier, că vrea gratis, că e încoțopenit, adică are bani, nu... Domnule Dinescu, să vă țineți puțin ideea, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem. Da. Revenim. Am revenit, așadar, domnule Dinescu, povestea cu căprarul din Spania. Cu căprarul nostru, Gonzales îl cheamă. Gonzales. Și Gonzales... a venit la minister. S-a întâlnit cu Cioloș? Cioloș, l-a băgat într-un birou acolo, nu știu ce. Și mă caută peste o lună. Zice, domnul Dinescu, plec. Zic, ce, nu te... Zice, râd de mine, domnule, ăia, funcționarea din de la Ministerul Agriculturii. Am propus să facem, să ne facem câteva echipe, 10 echipe, să luăm satele la rând. Vorbim cu primăriile, să adunăm crescătorii de capre, să găsim fonduri, să nu știu ce. Și ăia, ce bă, a venit un spaniol să ne învețe pe noi. Nebun, că ești nebun când vrei să par nebun, știi? Așa, să faci o revoluție, da? Și ce-și bagi joc de mine? Nu. Cioloș, cred că plecați sau în orice an mai... Ce, nu, dar Cioloș n-a fost mult, a fost un an. Nu se poate, zice, nu se poate lucra. Îmi pare foarte rău, zice, că aș vrea să chiar să ajut, știi, în chestia asta. În fine, și bineînțeles că nu s-a făcut și, într-adevăr, căprare, am eu căprarul la cetate, are 200 de capre și săra, păi ce, el spunea, păi dacă un spaniol la noi are 200 de capre, e considerat un om înstărit, știi, să ai 200 de capre, știi, că asta este. Și ăștia știi cu cât vând litru de lapte cu 2 lei. Păi cum să vinzi laptele de capră cu 2 lei, și iese lapte, să zic, din 5 litri. Cu 10 lei iese lapte, un kilogram de brânză de capră bună. Ori 150 de grame costă 5 euro la supermarket. În fine. Asta a fost cu capra săracului. Nu știu cum am aterizat la capră. De la Daia, știi? Am început discuția. Poate Daia o ia la picior și... Dar cunoașteți pe Daia? V-ați intersectat vreodată? Da, eu îl cunosc încă dinainte de a deveni ministru, pentru că era în zona aia, pe la Turnul Severin, și aveam un prieten și ce mă, că eu îl cunosc pe unul Daia, creștea găini, făcea ouă, vindea nu știu câte mii de ouă. Daia? Deci un gospodar, un om care... a trăit din ouă de găină, știi? Și le ținea și în condiții mai... Nu le stresează. Că ăștia care produc ouă la supermarket sunt ouă de găini stresate
le țin închise în întuneric, deschid lumina după, nu, o jumătate de zi țin lumină, bag întuneric și după urmă deschid lumea și la ele ziua e două pe zi, găina asta stresată, știi? Ca la securitate, îți bagă lanterna. Fără glumă. Și după un an de zile alea-s terminate, nu mai pot fi, să dau la preț de nimic și au alte produc-o. Deci era o aproape bio pe care le vindea de-aia, în fine. Bine, el se entuziasmează. E și poet, așa, în declarație. E și un soi de poet. I-am luat, fiind un simpatic, când era ministru agriculturii, i-am luat un interviu, știi? Și el lua de val, era pe vremea când Năstase era... Da, el a fost ministru și între 2000 și 2004, ministru agriculturii, după aia a fost și în era Dragnea. Da. Da, dar eu vorbesc de perioada nu Năstase, eram la Realitatea pe da. Vremea. Și i-am zis, dumne, hai să-ți iau un interviu. Că era o figură așa. Și la un moment dat, era o vară sinistră, a fost o perioadă groaznică, știi, în care nu s-au făcut culturile, erau, mureau țăranii de foame, știi? Și eu spun, domnule, totuși e nasol cu țărănimea asta, moare de... Nu, domnule, țăranul român își face vara sanie și iarna care. Prezic și-ar face sanie, dar nu are lemn să-și facă sanie. Mor de foame vacile, măgare și... Nu, domnule, nu se poate. Domnul Daia, dacă eu bântui ca asta, mai am prieteni pânsate, mai stau de vorbă. Și în fine, zic, mai veniți odată săptămâna viitoare. Mă, și m-am dus săptămâna viitoare și am filmat pe ei. Am băgat în asta unde se punea porumbul, hambar. În hambare. Și era hambarul gol și țăranul, îi luam interviu pântre aia. Și era una, plângea o babă, murim de foame, ne-au murit și șocății, că îi zic la șobolan, au murit șocății de foame, domn Dinescu, ce dragul facem. Am luat interviu, am râs cu Cotiga, la măgari și i-am întrebat unul când am pus microfonul lângă el, l-am speriat și a început să... Și după aia am mai întâlnit vreo 5 și când am filmat, le-am pus la toți vocea lui ăla. Și un țăran care, domnule, cum ne vorbești și cu măgare, domnule, cum reușești, domnule? Crea că sunt eu genial de orice măgar, întrebam, cum o duci? Prost, da. În fine. Și zic, domnul, cum era cu sani? Mai spuneți odată cu țăranul, care țăranul român, iarna, patetic. Car. Și pun alea și e o pauză, îi țâre telefonul, zice, ce mi-ai făcut, Mircea? M-a căutat Adrian Năstase, mi-a zis că nu mai dă voie să apar la televizor. În fine. După aia ne-am mai văzut. Nu, mie mi-a fost foarte simpatic. De-aia. Și e o figură în lumea asta de oameni care n-au simțul realității. În fine. Dar am să depășim faza asta, să intrăm în... Într-o criză alimentară. Într-o criză alimentară. E posibilă? Da. Din fericire pentru noi, pământul e atât de generos că, păi iată, face roșii și săracul le vinde cu un leu kilogramul, da? Dar pârjolul ăsta, îmi spun, va face ca la toamna, când era ziua recoltei, să nu mai fie nicio recoltă. Va fi numai uscătură pe câmpurile. Că toamna, de obicei, se ieftinau roșiile, că erau roșiile astea de semănate în câmp. Roșii mai micuți, așa, mai lunguiețe. Nu vor fi. Deci nu vor fi siguri, știi? Pormă, supermarketurile, și acum, mie mi-e milă de ăștia care vând pepeni acolo până Oltenia. Cu cât se mai vezi? Vine? 2 lei, 1 leu 50 am văzut, știi? Dar nu cumpără nici dracu, că e lumea săracă, încă o dată. Și vara ai mânca pepene în fiecare zi. Nu scot banii pe ce au semănat, să știi? Adică este o mare nenorocire, știi? În fine, dar încă o dată, crește că e pământul binecuvântat totuși în România. Și datorită schimbului valutar, am spus că la țară de-aia nu o să fie răscoala din 1907 anul ăsta, dar poate la anul. Dar în supermarketuri cumperi pepeni grecești și pepeni din Turcia. Cumperi roșii în continuare din Turcia sau din Spania. Băi, nene, păi eu aș fi... tu ai văzut că francezii au început să își cumpere înapoi astea producătoare, adică au început cu naționalizarea chestiilor de energie.
Eu aș naționaliza, după părerea mea, toate întreprinderile, băncile, care au fost vândute pe nimic și au câștigat nu știu cât. Și îți dau exemplu de ce trebuie naționalizate unele chestii. Pentru că și-au câștigat atât de mult și cu petrolul și cu băncile și cu alte, cu Alro, cu asta de la, luată de Mittal în... La Galați. La Galați, înțelegi? Au dat bani pe nimic, pe chestii care costau miliarde de dolari făcute de pe vremea lui Ceaușescu și cumpărate pe mai nimic. După 10-20 de ani și-au scos banii întreit, înzecit, așa. Dom'le, eu i-aș trimite acasă, dom'le, v-a scos banii, duceți-vă liniștit acasă. Pentru că îți dau exemplu cu restaurantul meu din centru vechi, de la Lacrimi și Sfinți. Îl mai aveți? Încă îl mai am. Centru vechi a cam murit așa cu... Nu mai este ce a fost, așa, după pandemia. Dar tu știi cât ce chirie am plătit eu la acest restaurant vreme de 10 ani de zile? 10.000 de euro pe lună. 10.000 de euro? Și erau unii de la părți, băi, ești nebun, cum, bă, 10.000 dacă e cu beciul ăla, mă rog, așa, cu asta, asta sunt prețurile. Drept care nu aveam, n-am scos profit mare, că mulți cred că m-am îmbogățit pe restaurant, nu e adevărat. Păi credeau că eu dumneavoastră pe presă și pe televiziune am câștigat mai mult decât pe... Dar era și o chestie de mândrie, că era, intrasem în top cu restaurant, în fine. Ori... Eu au fost ani în care n-am luat, dar nu luam 10.000 profit la sfârșitul anului, înțelegi? Deși cifra de afaceri era foarte mare. Aveam 45 de angajați și se plătea 10.000 și în ultimii ani 15.000 de euro. Păi că mai luasem sus să mai facem ceva. A venit pandemia și aveam pus gaji casa fiicei mele, a Irinei, știi? Avea o garsonieră și mare la lângă Cismigiu și cei care se ocupau de contract, a zis, domnule Iescu, luăm casa, dacă... Când n-aveam cum să mai plătim... Chiria. Chiria și rămâneam în urmă, venea Tăvălug, în fine. Și, în fine, au, până la urmă... Dar cine sunt proprietari? Sunt niște români? Nu. Centrul vechi e cumpărat de niște olandezi. Ăștia care nu ne bagă pe noi în Schengen, ei pot să stea în centrul Bucureștiului, într-o țară care nu are Schengen, în fine. Și angajat niște români, niște oameni cum se cade de altfel, dar cu patroni olandezi, da? Patronii olandezi au avut, nu știu câte au clădiri, 10-15 clădiri, unde au fost unele restaurante, altele magazine, vă dați seama cât aduna într-o lună, știi? Numai din chirii. În 10 ani eu am dat 1.000.000 de euro acestor olandezi, da? Păi ei au cumpărat casa aia, dacă te uiți, au știut, au fost inteligenți că au cumpărat atunci, că noi habar n-aveam ce înseamnă să cumperi în centru vechi o casă, așa. Păi unele le-au refăcut, dar asta am refăcut-o noi, am investit în ea, în clădirea asta. A venit pandemia, nenorocire, în fine, s-au dat niște bani, dar cu banii aia 10% din diferența dintre cât câștiga, cât n-ai câștigat, în fine. Și nu poți să iei orice. Puteai să plătești chiria, am plătit chiria până la capăt din banii aia și nu mai știu ce, rămânând cu cocoașe și cu datorii oricum, dând afară jumate din personal. Și ultima chestie e că am reușit să scot casa Irinei, că mi-a fost frică, bă, să pierzi casa fiicei tale, știi? Am reușit să o scot de sub... Gaj. Și când am ajuns cu datoria la azi, am zis, domnule, eu vreau să-mi scot casa fiicei mele. Și după două luni, domnulescu, dar trebuie să puneți din nou ceva. Păi, domnule, eu nu mai pun nimic, să mai am doi, că nu sunt singur acționar acolo. Zic, dar suntem la zi cu chiria, totuși. Păi așa e contractul, dacă nu suntem nevoiți, păi cum, mă dați afară, deși sunt cu chiria la zi? Păi gândiți-vă că eu aș face, mă duc în Olanda, închiriez în buricul Rotterdamului și Amsterdamului un căsoi mare și fac un restaurant, da? Și, nu, că aș fi proprietar acolo. Da, că ați avea deja o casă acolo. Dacă aș avea o casă acolo și eu i-aș da pe olandezii aia care ar sta în chirie la cu chirie la mine... și-ar face un restaurant olandez acolo, da? Dom'le, dacă nu băgați casa în care locuiți, gaji acolo, așa, chiar dacă sunteți la zi, este o... Zic, dar ați câștigat 1.000.000. Prețul casei ăsta probabil a fost 100.000 de dolari. Ați câștigat de 10 ori în prețul ei. Ar fi cazul ca acești domni să se ducă acasă și să mi-o lase mie, că le-am dat 1.000.000 de dolari. Da?
Păi sunt proprietari, nu o să vă lase dumneavoastră. Păi nu, eu vorbesc de o chestie ideală sau de o dreptate socială până la urmă, știi? Bun, așa ar trebui și cu asta. Măi băieți, cât ați făcut voi la băncile astea, domnilor din Austria? Ați făcut miliarde, da? Duceți-vă acasă și lăsați o naționalizare, dar nu ca francez, că mai dur aș fi făcut-o, știi? Că am fost o țară socialistă în care ăștia au intrat cam brânză, datorită și corupției politicienilor noștri, care au luat șpăgi mai mare decât i-a costat pe ei valoarea tranzacției, știi bine, da? Bun, și cu ce? Și cu asta de influență, fiind a luat ăsta metal, ăsta neametal din India, dita mai combinatul care costase un miliard, Tony Blair a trimis lui Adriana, dragă, nu știu cum i-a zis, Adrian, dragă Adrian, prietenul meu Mital ar vrea să investească în România, ajută-l, te rog. Păi era de asta de intrat în pușcării, cum mă tu influențezi să se dea mai puțin pe un mare combinat unde lucrau 5.000 de oameni, știi? S-a vândut pe nimic. E cazul și Mital să se ducă toți acasă, după părerea mea. Și nu e o chestie comunistă, este o chestie, deși uneori îmi vine să citesc Marx și să-l aprofundez, înțelegi, e o chestie pornită de la frații noștri, noi suntem francofoni, din Franța au început naționalizarea, renaționalizarea marilor întreprinderi franțuzești. Ai luat exemplu Franței și i-aș trimite acasă, să știi. Dar ce facem după ce îi trimitem acasă? După ce trimitem acasă, ar trebui să se facă niște, cum să spun, selectată o cantitate de oameni inteligenți de la toate universitățile, ăștia care chiar au note bune și nu știu ce, aș face un comitet al oamenilor inteligenți din România, care să conducă România. Petre Țuțea, când a început la noi capitalismul, a spus, domnilor, nu e bine ce se întâmplă cu societatea românească, pentru că ăștia polițienii abar n-au. Înțelegi? Eu aș pune niște băcani de meserie, negustori, să umble până orașe, să vadă ce ar vrea lumea să cumpere, ce probleme au, nu știu ce, și ăștia să se adune și negustorii, că negustorimea a făcut civilizația, datorită negustorilor, s-au cucerit continente, au circulat mărfurile și e sângele unei societăți. Și o societate de consum trebuia să fie la noi, ceea ce nu este, e o societate de abținere. Dacă într-o piață, dintr-un orășel din Oltenia, în zi de sâmbătă, sfânta zi de sâmbătă, nu e niciun cumpărător, îți vine să strigi, să ții, bă, ce dracu se întâmplă cu chestia asta? Ce mănâncă oamenii ăștia, știi? Deci e o mare problemă. E o problemă socială gravă, după părerea mea. Pe Țuțea l-ați întâlnit vreodată? Cum? Pe Țuțea l-ați întâlnit? Eu cunoșteam pe Țuțea de când aveam 16 ani, de când am fost prima dată la restaurantul Casei Scriitorului, eram elev la... Și eram prieten, mă împrietenam cu un poet, Gheorghe Pitus, care era prieten cu Țuțea. Țuțea era era destul de amărât, că nu avea niciun venit. Pușcărie, n-avea venit. N-a avut pensie. Dar doar din meditații, cred că îl cunoștea, nu, el era un mare orator, el n-avea operă, că după ce și-a scos, opera lui e destul de... Dar era un mare orator care fascina, cum l-a fascinat pe Cioran când era tânăr. Dar el a făcut pușcărie, a ieșit din pușcărie, nu avea nicio pensie, că n-a lucrat în comunism, și trăia din milă, din mila unor scriitori, de exemplu, Zaharia Stancu, care îl cunoscuse, că Stancu a fost și el n-a fost comunist, cum s-a dat el după aia, a fost băiat de presă, scandaluri, în fine, îl cunoștea și i-a dat bun mâncat gratis la Casa Scriitorilor, da? Și până la urmă l-a făcut și membru al Fondului Literar. Dacă n-aveai o operă sau nu știu ce, dacă publica un articol, nu ce, puteai să fii membru al Fondului Literar și puteai să iei niște bani împrumut. Nu-l făcuse chiar membru al unui scriitor, că nu avea nicio carte. Era și interzis de altfel așa când. În fine. Și el trona la mesele astea, vorbea, era un mare vorbitor, știi? Și era fascinat că el spunea, măi, pe muscali românii vorbate, măi. Dar știi cum? Dacă toată populația României, ca baba Gherghina, care mulge vaca, are pușca sprijinită de ugerul vacii, înțelegi?
Uite, așa noi îi omorâm pe muscali, că nu le ieșea roșii. Muscali, da. Denumirea aia veche, știi, muscali. E, ori, era o figură, știi? Deci, trăia din oratorie, practic. Trăia din oratorie, da. Că toată lumea dădea să bea un par de vin, vorba unuia păcă. Întotdeauna, când mi-a fost foame, s-a găsit un creștin să-mi dea 100 de grame de vodcă. Da, era o mare figură. Eu am fost acceptat de boemă. Atunci era boemă, mă, erau bărbuși ăștia, jucau, trăiau din, se făceau filmele alea cu dacii și luași. Pucă, pâcă, ahoie. Toți au jucat acolo? Jucau în dacii, vezi în filmele alea vechi, știi? Pucă, prietenul meu cel mai bun, care mi-a făcut coperțile la cărți, era un mare grafician, ce, știi? Da, da. Tenebros, așa, știi? Și erau toți niște mari figuri, știi? Și erau căutați, intraseră mitologia, știi, boemii, de dimineața până seara. Beau fiecare câte 3 sticle de vodcă pe zi, asta era... Asta la Casa Scriitorilor? La Casa Scriitorilor, din cerșeală, cum nu cerșeau, că li se dădea, că erau figuri și era onoare să stai cu ei la masă. Nu primea pe oricine, știi? Când venea câte un poet de provincie, nu știu, venea cu o damigene, corață, știi? Și... Da, și cu să arate manuscrisele, maestru. Și am asistat la o discuție, citește Pâcă. Și Pâcă îl întreabă, are, mă? De talent. Da, da, da. Ce? Ăsta n-are. Și Pâcă, dar ce are că n-are? Ce? Are că n-are. Du-te, mă, cu damigenele. Nu accepta, știi? Dacă n-aveai talent, nu stăteai la masa lor, știi? Degeaba. Eu scriam și poezie, îi scriau clasic. Pucă, Pucă, Pucă era grafician, dar Pucă era poet ăsta, clasic, scria sonete, era foarte talentat. N-a scris decât un volum așa, foarte frumos de altfel, știi? Era un mare talent, dar, în fine. Și Petrețuțea era și el în companie acestor oameni? Nu, ăștia erau mai tari decât Suțea, nu... Ei nu-și pierdeau vremea cu Țuțea, că erau niște figuri mai mari, așa, și Pâcă, la un moment dat, remăloasă sub aripa lui, și Pâcă, și Pâcă, eram la grădiniță, nu știu, erau, zice, băi, fii atent, poete, că tu ești talentat. Am găsit o chestie foarte tare. Știi că nevastă-mea lucrează la un CAP pe lângă Ciulnița, este de ăsta judiciar, cum se cheamă, mă rog, făcuse dreptul, era... Nu știu ce, cum e, era denumirea, consilier judiciar. Da, da, da. Așa. Consilier juridic. Consilier juridic. Băi, și zice, m-a căutat, a aflat că soțul ei e poet, a venit la mine și a zis, domnul Pucă, mi-a trimis, domnule, și mie imnul satului, domnule. Imnul satului. Imnul satului, că era cântarea României, înțelegi, și trebuia... să participe fiecare. Să participe fiecare, să aibă, știi, și... Și tinere, zice, fii atent, m-am gândit, avea o denumire foarte ciudată. Hai să facem imnul, facem împreună. Ce ăștia nu prea au bani, dar ne dau produse. Saci cu grâu, ne mai dau, nu știu, legume, toamna, saci cu... Așa, dar să facem un text cu imnul ca să participe la toamnă la cântarea României, știi? Și să numeau așa... Zăvore, nu mai știu cum zăvore. Și făcea, fiate, eu am făcut deja prima strofă. Zăvoren, 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 zăvoren. Băi, a plăcut ăla foarte tare. Înțelegi? Fă tu restul, zice, că eu sunt mai bătrân și merge mai greu. Și? V-ați prins în pariul ăsta? Nu, n-am mai făcut, că nu. Dar mi-amintesc că odată am fost... Era o adunare tot cu el. Am avut multe întâmplări de astea azi. Eram la Tulcea, trebuia să meargă un grup de scriitori. Era Mircea Micu, Asociația Scriitorilor. Și trebuia vreo 10 poeți să vină acolo. Era tot așa, întâlniri cu poeții, tot, că toate aveau denumire de asta. Poeții în mijlocul realizărilor din județul Tulcea. Da. Și era într-o sală unde veneau ascultători, nu știu ce, știi? Și... până la urmă, la gară, eu erau 10 poeți, mai în vârstă, mai nu știu, n-am ajuns decât eu și Pâcă, care nu era pe listă, dar îi dăduse unul biletul de tren să vină, știi? Păi eu cu Pâcă zic, bă, am așteptat, n-au venit restul, bă, zic, ce dracu facem noi la Tulcea, că îi așteaptă 10 scriitori. Mircea Micu, s-au îmbătat aia seara la Casa Scriitorului. Au ratat trenul. Da, și n-au mai venit, nu, sau... Bă, și ajung eu cu Pâcă și în gară era o...
o formație de asta de... O fanfară. Să ne primească cu fanfară. Bă, zic, că zic, hai să ne dăm pe partea, că dacă părem noi doi, ne facem de râs, dracu, o fanfară, ne-așa, doi inși. Și ne-am dus pe linia aia moartă și ne-am dus în dosul gării. Aia a văzut că n-avem niciun scriitor. Până la urmă zic, domnule, știți, s-a întâmplat un accident, nu știu, domnul Pâcă, poet, așa, și bă, ea mă știu pe mine că era debutat, se-mi luase în premiu de debut, în fine. Și întâmplarea era că la era și cineva de la radio, știi? Și eu zice, domnule Ionescu, vrem să înregistrăm câte o poezie din fiecare. Eu am zis Capra Contemporană, apropo. Scrisesem Capra Contemporană, nu prea plăcut, că bă, Capra... Să-i rugăm pe colegi să pregătească statuia din centru, o să citesc așa. Zice, domnul Pucă, spune și dumneavoastră. Și ăsta avea o un soi de poezie așa ironică cu leu, cu care halește oile. Părea că e o chestie cu aluzii la, înțelegi, de ce nu se găsesc oi din pricina leului care, în fine. Că am postat, că am citit o chestie de-a lui Paul Valéry, că spunea leu nu e altceva decât o concentrație de berbeci bine asimilați, da? E, asta era o fabulă de-a lui Pâcă cu leu care nu știu ce și bă, aia zice domnul Pâcă, nu putem să dăm asta, domnule, cu fabulă cu leu care mănâncă oile, e, totuși e cu cântarea României, nici cu domnulețul, cu capra aia care, băi, hai că o zic, da? Și nu ne-a dat nici la radio, nici întâlnirea n-a mai avut loc. S-a dus dracu toată cântarea României. 30 de secunde, Capra Contemporană. Capra mănâncă trandafirii grădinilor municipale, ronțe tramvaiele ca pe morcovii cruzi, nu pleacă dimineața la birou, nu citește gazeta de seară, dezbracă stâlpii de telegraf ca pe duzi, ignoră semafoarele cu nerușinare, nu-și dorește limuzină și jur, n-a brevetat încă iarbă artificială, deși mai știe câte ceva despre păduri. Statuia din centru a fost schimbată. Orașul se leagă într-un scrânciop de fum. Numai această capră încăpățânată dă lapte și nu se întreabă cum. Domnule Dinescu, am ajuns la final, da. Ne vedem duminica, da, viitoare. Atât pe pentru azi, la... pe Facebook-ul dumneavoastră, atât pentru azi, ne vedem duminica viitoare, da, la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Bun. Insider Politic.